Se întorc lupii în Parcul Național Munții Măcinului, sătui de șacalii care s-au mulțit necontrolat și provoacă distrugeri. Administrația parcului a decis că este cazul să aducă întăriri. O haită de lupi va fi capturată și relocată. Animalele vor fi monitorizate timp de 2 ani și administrația parcului promite despăgubiri localnicilor dacă lupii dau iama noile lor. Lupii se întorc în Munții Măcinului după 50 de ani. O haită va fi capturată din zona Vrancei și adusă în Parcul Național Munții Măcinului, rezervația biosferei, încă din 1998. O femelă alfa care va selecta masculul alfa și astfel aducând 4, 5 sau ideal ar fi 6 exemplare, se va porni cu acest nucleu. Sunt sigur că va găsi aici locul în un paradis și sigur nu va pleca. Haita va trece printr-o scurtă perioadă de aclimatizare cu noua zonă într-un țarc, apoi va fi eliberată. Animalele vor fi monitorizate 2 ani. Se va reuși să se revină la un echilibru în ceea ce privește componenta faunistică și la o ținere în frâu a șacalului Canisaureus, care a venit din zona Bulgariei, negăsind niciun competitor, s-a dezvoltat și putem spune că aduce prejudicii. Scopul nu este de a elimina cu totul șacalul, ci să-i fie inhibat instinctul de a se reproduce, astfel încât lupul să dețină controlul. Șacalul, poreclit distrugătorul universal, ucide aproape tot ce întâlnește în cale, iar dacă nu găsește pradă, mănâncă ce găsește în gospodărie oamenilor, cum ar fi porumb. A evoluat spectaculos la noi, de la 1600 de exemplare în 2007 la 16.000 în 2020. Singurul său dușman natural este lupul. Prin comparație, populația de lupi e până în 2900. Lupul tolerează mai bine șacalul sau prezența șacalului, în special pe timp de vară, pe când iarna nu se întâmplă la fel, asta din cauza faptului că resursa trofică este mult mai limitată. În jur de 37.000 de oameni locuiesc în cele 6 localități de lângă parc și ei vor fi nevoiți să se acomodeze cu noii localnici. Ar trebui gândit foarte bine și un plan de prevenire a conflictelor cu lupul și aici, sigur că am recomandat utilizarea gardurilor electrice, a câinilor specializați la stână. Reprezentanții parcului spun că sunt pregătiți și să-i despăgubească pe oameni în cazul în care lupii provoacă distrugeri, iar ca să se asigure că lupii vor avea ce vâna și nu vor fi tentați de oile localnicilor, vor fi introduse și exemplare de cerb carpatin și lopătar.